evenimentul. Astăzi, la 33 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova, mă bucur să mă aflu la Suceava, alături de tineri liberali din Republica Moldova, într-un oraș, într-un județ cu atât de mare însemnătate pentru tot ce înseamnă Moldova. Să nu uităm că aici își duce somnul de veci marele nostru domnitor Ștefan cel Mare. Și mă bucur că am pus să facem acest eveniment pentru tineri la inițiativa domnului deputat Ioan Bălan, președintele Organizației Municipale Suceava, bineînțeles sub îndrumarea și la invitația domnului președinte Gheorghe Fluturi, doi lideri politici de care tinerii și din România, dar și din Republica Moldova au foarte multe de învățat. Și în această zi de o însemnătate deosebită pentru moldoveni, faptul că tinerii din stânga Prutului au putut să vină în România și au putut să interacționeze cu tinerii de aici, cu liderii noștri politici, înseamnă foarte mult, pentru că acești tineri sunt cei care reprezintă garanția viitorul european al Republicii Moldova, pentru că nu putem să vorbim de o Republică Moldova liberă, prosperă, democrată, fără o Republică Moldova în Uniunea Europeană. Și mă bucur că acești tineri sunt cei care ancorează Republica Moldova definitiv în acest drum al ei. La Suceava, la PNL, astăzi, 27 august, am sărbătorit împreună cu frații de peste Prut 33 de ani de când și-au declarat independența, de când au pășit spre lumea liberă. O mână întinsă din partea noastră, inclusiv politic, pentru tinerii liberali de acolo, motorul drumului european, tinerii sunt. Sentimentul meu este de solidaritate, de frate mai mare, care trebuie să aibă grijă să-i ghideze, să-i sfătuiască pentru drumul european. Asta este soluția pentru Republica Moldova, pentru perioada următoare. Evenimentul de astăzi de la Partidul Național, de la sediul Partidului Național, Suceava, a fost dedicat în mare parte sărbătorii Zilei Naționale a Republicii Moldova. Un grup numeros de tineri din Republica Moldova au venit în vizită la tineri liberali la Suceava pentru un schimb de experiențe. Pe parcursul a câteva zile se vor face vizite la muzeu, la cetate, la mănăstirile din județ, se vor face întâlniri cu tematică istorică și lucrul acesta nu poate decât să întărească relația dintre tinerii din Republica Moldova și tinerii din România cu tinerii liberali. Și parcursul ăsta european poate fi de bun augur pentru tinerii de pe ambele maluri ale Prutului.